Deputatul de Gorj, Dan Vâlceanu, face afaceri cu lemnarul. Recent acesta i-a vândut celui mai puternic afacerist din Gorj un teren situat în mijlocul municipiului Târgu Jiu, lângă Biblioteca Județeană. Cel mai probabil, lemnarul va construi aici un alt hotel. Dan Vâlceanu a vândut terenul achiziționat în urmă cu 11 ani de firma familiei. Suprafața de 1300 de metri pătrați a fost achiziționată de afaceristul Călin Lemnaru, cel care deține mai multe proprietăți în municipiul Târgu Jiu. Deputatul de Gorj nu a vrut să dezvăluie suma cu care a vândut terenul din apropierea Bibliotecii Județene. Da, este adevărat, terenul a fost vândut, nu pot să vă spun suma, a spus deputatul Dan Vâlceanu. Alte două proprietăți ale omului de afaceri, Călin Lemnaru, comunică cu terenul pe care l-a achiziționat recent de la familia Vâlceanu. Cel mai probabil acesta va ridica aici un hotel. Chiar primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că în municipiu vor mai fi construite 2-3 hoteluri.